În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Sfânta Evanghelie a sărbătorii de astăzi de la Matei, capitolul 5, versetul 16. Preasfinția voastră, Preacuvioase Părinte Decan, Preacuvioși și Preacucernici Părinți Profesori, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori, în această importantă zi de sărbătoare, cuvântul meu de învățătură îl intitulez Lumina Lumii. Ne aducem aminte că această sărbătoare a celor trei sfinți erari s-a născut într-o anume împrejurare. Pe la anul 1881, pe vremea împăratului Alexie Comnenul, între credincioșii din Bizanț a intervenit o discordie. Unii îl socoteau foarte mare pe Sfântul Vasile și îi desconsiderau pe ceilalți doi, Grigore și Ioan. Alții îl socoteau foarte important pe Sfântul Grigorie Teologul, datorită teologiei lui profunde. Și disprețiau pe ceilalți, pe Vasile și pe Ioan. Iar alții îl socoteau foarte mare pe Sfântul Ioan Gură de Aur, datorită cuvântului lui. Și disprețuiau pe ceilalți doi, pe Vasile cel Mare și pe Grigore Teologul. Și atunci, un episcop, Ioan al Efhaitelor, a avut o descoperire de la Dumnezeu și a văzut noaptea pe cei trei împreună, care i-au spus: înaintea lui Dumnezeu noi suntem egali, nu-i unul mai mare decât celălalt. Spune-le-o aceasta oamenilor, ba mai mult, dacă fiecare dintre noi avem o sărbătoare, Sfântul Vasile cel Mare pe 1 ianuarie, Sfântul Grigorie Teologul pe 25 ianuarie, Sfântul Ioan Gură de Aur pe 27 ianuarie, stabilește o sărbătoare pe 30 ianuarie, când să fim sărbătoriți toți trei împreună. Și lucrul acesta l-a făcut Ioan al Efaitelor. Și a încetat discordia și a rămas această sărbătoare frumoasă, frumoasă a Sfinților trei erari, Vasile, Grigore și Ioan. Acum această sărbătoare, care durează de atunci, de pe vremea împăratului Alexie Comnenu, această sărbătoare în anul 1936, când a avut loc la Atena un congres al teologilor, a facultăților de teologie, această sărbătoare a devenit hramul facultăților de teologie. Și așa se explică faptul că astăzi și noi, atât facultatea cât și seminarul, suntem împreună cu frățiile voastre și sărbătorim
hramul școlilor noastre teologice, ba mai mult, încercăm să vă punem la suflet un cuvânt de învățătură inspirat din sărbătoare, inspirat de Sfânta Evanghelie. Și am intitulat cuvântul de învățătură Lumina Lumii. Pentru că ați auzit din scurta Evanghelie ce s-a citit, cum cei trei, de fapt, cum noi, preoții, teologii noștri, ar trebui să fim Lumina Lumii. Și, mai repet, cuvântul acestei scurte Evanghelii. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat zic vouă, înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă din lege nu va trece până ce nu se vor face toate. Deci, cel ce va strica una dintre aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni foarte mici, se va chema în împărăția cerurilor. Iar cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în împărăția cerurilor. Și ca să sublinieze importanța luminii pe care au revărsat-o cei trei erari, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, peste lume atunci și până astăzi, slujba, la cântarea numită Sedelne, oarecum rezumă felul în care ei au fost lumina lumii. Iată ce zice cântarea. Pe mai mari luceferi cei purtători de lumină, turnurile bisericii cele neclintite, într-un glas să-i lăudăm noi, cei ce ne îndulcim la o rată de bunătățile, de cuvintele și de darurile lor. Pe înțeleptul Gură de Aur și pe Marele Vasile, împreună cu Grigorie, strălucitul teolog, către care să glesuim, strigând din inimă, prea marilor trei erari, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli, celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea voastră. E greu ca într-o predică să scoatem în evidență toate virtuțile pe care acești trei erari, oblăduitorii facultăților și seminarilor teologice, le-au avut. Însă încerc. Pe bună dreptate s-a spus că Sfântul Vasile cel Mare este mâna care lucrează. Sfântul Grigorie Teologul este mintea care gândește. Și Sfântul Ioan Gură de Aur este gura care vorbește. Aceste trei virtuți, care erau predominante la unul sau la altul dintre ei, le adunăm astăzi la oaltă. Sfântul Vasile cel Mare, mâna, omul care lucrează, a întemeiat asistența socială, a făcut multe așezăminte de caritate, i-a ajutat pe bătrâni, pe bolnavi, pe neputincioși, a revărsat asupra lumii din vremea lui multe daruri care, pe lângă faptul că au alunea suferința omenească, i-au apropiat pe oameni de Dumnezeu. Și atunci, într-o lume ca a noastră, în care, pe de o parte, unii au posibilități materiale mari, dar alții sunt necăjiți, săraci și lipsiți, într-o lume ca a noastră, cum n-ar trebui să luăm, de exemplu, pe Sfântul Vasile cel Mare și asistența noastră socială să meargă foarte, foarte
bine. Acum, sigur că și celelalte virtuți au fost prezente la Vasile cel Mare. Pe lângă faptul că a făcut multă caritate. Era și foarte credincios. De fapt, faptele lui izvorau din credință. Doar un exemplu. Știți că pe vremea aceea se răspândise o erezie a lui Arie și la un moment dat și împăratul cocheta cu erezia respectivă. Și atunci Sfântul Vasile cel Mare a fost chemat în fața procuratorului Modest, care îi scrie, s-a scurs de împărat, că dacă nu, te exilă. Și zice Sfântul Vasile cel Mare, ce loc din lumea aceasta e părăsit de Dumnezeu? Oriunde m-ați exila, Dumnezeu este cu mine. Îți luăm toată averea. Ce avere mai am? I-am ajutat pe săraci. Am doar această sutană reverendă de pe mine. Dar cred, luați-o așa aceasta. Te putem omorâ. Dacă mă omorâți, mai repede ajung la cel ce l-am slujit toată viața. Și zice Modest, până acum nu mi-a vorbit un episcop asemenea, așa. Și zice Sfântul Vasile, se vede că până acum n-ai mai întâlnit nici un episcop. Deci a fost mâna care s-a implicat în asistența socială, în ajutorarea celor năcăjiți. Iar Sfântul Grigorie, teologul, a fost mintea care a vorbit, care a gândit, teolog mare, cuvântările lui teologice. La vremea aceea, pomeneam și de la Sfântul Vasile cel Mare, era o erezie arianismul prezent în lume. Ei, în Constantinopol, a reușit Sfântul Grigorie, teologul, să impună dreapta credință prin cuvântările lui, cele 5 cuvântări teologice. A fost ierarhul capitalei Imperiului. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur a vorbit cum nimeni altul n-a mai vorbit. Și datorită faptului că era atât de convingător, în vorba lui a avut și necazuri. Împărăteasa Eudoxia s-a simțit criticată, deși nu erau nominale predicile lui, în cuvântările pe care le-a ținut Sfântul Ioan Gură de Aur. A fost exilat de 2 ori, dar din al doilea exil n-a mai venit. A murit la Cucuza, bolnav, slăbit, aproape singur, și-a creit un singur cuvânt după ce s-a împărtășit. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Și-a plecat în lumea cealaltă. Acum am zis că cei 3 au fost sorociți să fie patronii școlilor de teologie, pentru că l-au slujit pe Domnul Iisus Hristos cu toată ființa lor. Și cred că dacă ar fi să luăm din Sfânta Scriptură un verset pe care eu îl pun la sufletul teologilor noștri, a preoților noștri, a noastră, a tuturor, dacă ar fi să luăm din Sfânta Scriptură un verset, l-am luat din Evanghelia după Ioan, din capitolul 15, versetul 16. Și versetul acesta zice așa, l-am tot repetat pentru teologi, dar pentru noi, pentru toți.
nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Într-o lume ce se secularizează, câtă nevoie este de propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Într-o lume cu probleme, câtă nevoie este de implicarea noastră socială. Într-o lume în care sunt și oameni care n-au o viață religioasă, câtă putere ar trebui să avem noi, cei ce slujim biserica, ca să fim exemple. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să-L preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. La lucrul acesta medităm și de aceea le citim mereu teologilor noștri, preoților noștri, dar frăților voastre tuturor, cuvântul Domnului Iisus Hristos, care zice, mai citesc încă o dată, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Și înainte de a încheia cu o altă cântare din slujba de la cei trei erari, felicităm școlile noastre teologice și Facultatea de Teologie și seminarul. Le felicităm și îl rugăm pe Dumnezeu ca efectiv să le dea putere să facă așa cum a zis Domnul Hristos. Nu eu v-am ales, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Și am zis că pe lângă urarea pe care le-o facem lor, de ce nu ne-o facem nouă tuturor? Închei cu o cântare din slujba de astăzi. Cu ce podoabe și cântări vom încununa pe purtătorii de Dumnezeu, pe îndrumătorii în tainele cerești și pe povăduitorii ortodoxiei, pe cuvântătorii de Dumnezeu, cei prealeși, pe Marele Vasile, pe Dumnezeescul și de Dumnezeu purtătorul Grigorie și pe Ioan, cel cu limba cu totul de aur, pe care i-a preamărit trăimea, după vrednicie să-i preamărim și noi. Și îl preamărim pe Domnul, cel ce are mare și bogată milă. Amin.